Reghinul a fost la începutul acestui weekend gazda celui mai așteptat eveniment. Artistul reghinean Florin Voș și-a lansat cel de-al cincilea album din carieră, în cadrul unui spectacol de excepție cu invitați de renume. Astăzi, dacă aveți drum la Târgu Mureș, nu ratați turneul național Stradivarius. Turneul poartă titlul Back to the Basics, deoarece Alexandru Tomescu va interpreta integrala sonatelor și partitelor pentru vioară solo de Johann Sebastian Bach într-un spectacol sincretic în care se întâlnesc muzica și un spectacol de lumini special conceput. Intrarea publicului va fi liberă, turneul având motto-ul Muzica pentru toți. Evenimentul va începe la ora 20. Astăzi și mâine, Promenada Mall vă invită să participați la Festivalul Meșteșugarilor, Produselor și Obiceiurilor Tradiționale, ediția a doua. Cei peste 50 de expozanți prezenți vă vor întâmpina cu produse bio-gustoase de cea mai bună calitate. Meșterii populari vă vor oferi o gamă variată de ținute populare, țesute manual, dar și de obiecte și figurine din lemn, ceramică sau lut. Mâine, Biserica Greco-Catolică Sfântul Nicolae din Târgu Mureș va fi, de la ora 9, gazda unui concert de muzică religioasă, susținut de către corul Teatrului Național de Operetă Ion Dacian, dirijor Gabriel Popescu, dirijor secund Aurel Muraru. Accesul publicului este gratuit. Teatru se pot delecta cu spectacolul muzical Romeo și Julieta, primul muzical pop-rock montat de o instituție muzicală profesionistă din România. Spectacolul va avea loc la Teatrul Național. Mâine, la Reghin, comunitatea de Saș se pregătește de sărbătoare. Forumul Democrat German organizează duminică 12 mai, cu începere de la ora 10, sărbătoarea primăverii sau Maifest, la care suntem invitați cu mic, cu mare. 12 mai va cuprinde un triplu eveniment, deoarece în aceeași zi se sărbătorește și Ziua Mamei în cadrul slujbei ecumenice de la Biserica Evanghelică, dar și sărbarea școlii.